să ne dai câteva exemple de rase de câini care, nu știu, sunt mai greu de lucrat cu ei, adică sunt mai greu de dresat. De obicei, câinii sunt mai greu de dresat atunci când nu sunt motivați, când nu se motivează sau când au niște preocupări care n-au legătură cu noi. De exemplu, aș putea spune că ogarul afgan este greu de dresat, niște cățeluși mici care sunt dominați de și preocupați de alte lucruri decât de a câștiga ceea ce avem noi sau de prezența noastră, independența pe care o au îi face să fie extrem de distanți față de ceea ce vrem noi și ceea ce le cerem și atunci sunt greu de dresat. Uite, vezi, am o recompensă aici. M-am jucat mai devreme cu Billy, imediat s-a conectat, a făcut tot ce i-am spus doar ca să câștige recompensa. Este un mijloc de a crea legătura cu câinele. Însă, dacă pe el nu-l interesează recompensa, n-am ce să fac. Dacă pe el interesează să se ducă să miroasă iarba, da? Sau să-și ridice piciorul, să-și marcheze, să facă șpagatul în aer și ce mai face el acolo. De ce nu i-ar interesa, de exemplu, recompensa? Nu i-ar interesa pentru că a mâncat înainte? Sau? Dacă instinctul, de exemplu, de perpetuare a speciei, instinctul sexual, este mai puternic... Și este mai puternic. ...decât instinctul de hrană, da? Și dacă orice miros din preajmă îl atrage mai mult și simte nevoia să se ducă acolo să marcheze teritoriul ca să arate că e și el prezent, bineînțeles că nu-l interesează mâncare. Și atunci nu putem să lucrăm cu mâncare. În condițiile acestea trebuie să ne folosim de lesă, de zgardă, să-l reținem, să-l conducem, să-l ghidonăm și să începem să-l condiționăm, spunându-i că poți să te duci acolo să faci pișul pe care vrei tu să-l faci, doar dar dacă faci ce vreau eu. Da. Eu am Akita acasă. Într-adevăr, este o personalitate super dominantă. Dacă vrei să-l faci să coopereze cu tine, nu trebuie să-l confrunți. Dacă se simte amenințat, din poziția aceasta dominantă, caută să se confrunte. Și la Rottweiler cam la fel? Tot aceeași problemă? Rottweilerul este un câine cu personalitate, da. Dar să știi că Rottweilerul nu ține neapărat să etaleze această personalitate în fața stăpânilor. Ei sunt în general plini de ei în preajma câinilor, ok? Stăpânii sunt doar cei care trebuie să-i modeleze și să-i aducă de partea lor. Dacă stăpânii se comportă urât cu acești câini, aceștia încep să, pe lipsa de încredere, încep cumva să se apere, practic, și devin periculoși. Un masaj! Ce bine e să am spatele masat și sângele pus în mișcare. Puțin timp pentru mine și puțin atenție de la stăpâna mea. O bumbunică! Ce e asta? Recompensa? Trebuie să fac ceva pentru ea? O vreau! De ce nu primesc? Eu stau în poziție de culcat. Ce trebuie să fac? Nu înțeleg. Aici? Aici? Sau aici? Fuge bombonica? Acolo? Dar o văd? Dar vreau să o mănânc? Prostogol! Încet! Pe spate! Măcar am bombonica. Uop! Prostogol! Măcar am recompensa. Ce bună e! Recompensa meritată!